Draga mea, aș vrea să-ți arăt cum se procedează atunci când este vorba de pleoapă lăsată, pentru că ne confruntăm destul de des cu această pleoapă. Și multe dintre noi, probabil că nu știu cum pot ascunde, cum pot să îmbunătățească aspectul ochiului. Din câte observăm aici, avem pleoapa lăsată și aș vrea să-ți arăt ce poți să faci ca atunci când clienta îți închide ochii să-ți dai seama exact pe ce zonă este lăsată. Vă rog să închideți puțin ochiul. Din câte observăm, atunci când ochiul este închis, nu se mai vede zona unde pleoapa este lăsată. Așa că, ce fac eu să știu cum să desenez schema după ce clienta mea închide ochiul? Deschideți. Mă uit exact care e zona și pun două puncte. Puneți fără grijă pentru că punctele se vor șterge. Și așa știu exact unde este pleoapa lăsată. Vin și la celălalt ochi. În zona unde pleoapa este lăsată, puteți pune o lungime mai mare decât cea gândită inițial. De exemplu, dacă ați vrea să puneți 11, puteți merge cu 12, pentru că se stompează foarte mult lungimea genelor.